S-a întrerupt. S-a întrerupt și am revenit. Gabriela, Gabi s-a alăturat, 35, forța. S-a întrerupt, am revenit, mă scuzați. Nu m-am pus să pun aici un obiectiv, să nu fiu cea mai săracă de pe TikTok. Toată lumea nu ți-a pus obiectiv, mai era mișto. Deci mi-am pus 100 de trandafiri. Bun, mă scuzați că am revenit pentru că m-a sunat cineva de departe. Joci cu mine? Sărut mâna, doamnă. Uite, o doamnă zice să mă joc cu ea. Bună ziua, cât costă crema pentru pete? 125 de lei. Un follow, dacă se poate, te rog. Îmi zice doamna Creolina Bubulina. Da, doamnă, cum să nu? Continuăm. Bună, Ancuța, vreau și eu o cremă de riduri. Crema de riduri este costă 160 de lei și te rog frumos să-ți o iei de pe numărul de pe TikTok. De pe TikTok, acolo scrii, sunt Bubulina, din Constanța, strada Morii. Ok, numărul 50. Vreau o cremă antirid. Și eu ți-o trimit cu plăcere și cu implicare, doamnă. Cum să nu? Am explicat ce face această cremă. Vorbim de totuși cea mai înaltă gamă de tehnologie din lume. Și... șmecheră când vorbesc despre asta, pentru că mă ține. Îmi zice de centela asiatică, vorbim de ingredientele de aici a acestei creme. Este elixirul tinereții indian, foarte apreciat, care menține fitohormonii, stimulează intens procesele de regenerare, întârziind procesul de îmbătrânire a pielii, precum și promovează eliminarea tuturor toxinelor. Așa, zice, cum acționează această cremă Golden Rai pentru doamnele mele? Priviți un ten frumos, pentru că eu o folosesc. Zice așa, acționare. Zice că stimulează bioregenerarea pielii, sporește elasticitatea și fermitatea acesteia. Fungii de lungă durată, netezește ridurile, da? Redresează și îmbunătățește ovalul feței, revitalizează, crește rezistența pielii la procese de îmbătrânire, uniformizează culoarea pielii, restabilește strălucirea tenului și dă deoparte toate acele riduri șanțoase. Efecte. Zice că crema oferă pielii o regenerare eficace, îmbunătățește fermitatea și elasticitatea ei, pielea rămâne puternic regenerată, relaxantă în mod plăcut, devine pielea netedă și strălucitoare, folosirea regulată a cremei permite la obținerea unui efect vizibil de întinerire de 12 ani. Și să vă mai citesc, pentru că n-ați avut așa ceva, că n-am avut nici eu. Știți ce cremă foloseam eu înainte? Am dat pe ea 950 de euro în euro. Și crema să... Nu caut alții că o cremă 50 de euro sar în sus, taci. Asta dădeam eu. Se numește La Pierir. În Isus acolo, așa, caviar. Era numai de caviar. Nu o avut nicio legătură cu asta. Aia am pus-o deoparte, mai dau pe mână cu ea, dar asta, zi de zi, dimineața și seara. Bună, Anca, să citim aici mesajele de la bună dimineața, ești minunată, te pup, bună ziua. Bună dimineața, eu m-am simțit serat că mi-a reproșat că nu am măcar un diamant. Domnule Cezar, Timuc, nu că te-ai simțit sărac, ești sărac. Și știi de ce n-ai un diamant? Pentru că cel ce n-are bani pentru el, nu... Cel ce nu-și dă lui nu poate da altcuiva. Ca să știi. Pe TikTok există niște reguli. În lumea asta sunt două reguli. Cei ce lucrează și fac ceva, deranjează. Mulțumesc, Trandafir, Gabriela. Și cei ce nu fac nimic, comentează. Și nu faci nimic. 100%. Ca să știi. Bun. Așa... Să te uiți pe WhatsApp când poți, mă bucur că ești bine. Imediat, doamna, mă uit cu plăcere. Cu implicare și cu recunoștință și cu bucurie. Uite, domnul, ai de mine. Cătălin, Mihai. Bună, bună ziua. Bună ziua, stimată doamnă, este superbă. Gabriela, mulțumesc pentru trandafir. Doamna, mi-a atins obiectivul.
Gata, mi-a atins obiectivul. Doamna mi-a atins obiectivul de 100 de nanafe. Bună, păpușă, cum am intrat și m-am speriat ce coafură ai? Vede ce să te sperii cu coafura mea? Pentru că mi... Ce? Ce e greșit la coafura mea? Că n-am înțeles. Ei, mi așa îmi place fără stăpân. Hello! Așa îmi place, fără stăpân. Încurentată, pac, dar părul curat. Mătăsos. Gabriela, mulțumesc de trandafiri. Mulțumesc mult. Mă simt copleșită. Zice, aici Ancuța vă dă lecții de viață. DJ știe. Gabriela Gabi, mulțumesc. Lecții de viață de Ancuța la talente. A călcat bărbatul aseară. Eu nu am soț și nici bărbat. Te știam cu părul prins. Domnule Mihai, las, stai cu minte că te-am multe ori amărtat și mai rău. Bună, Anca, aveți un păr superb. Nu te-am văzut niciodată cu el desfăcut. Mihai, Viorel, sunt superbă eu. Am părul superb, uite aici. Ia. Ai făcut elea? Păi trebuie să le faci. Păi da, atunci vine noaptea și cineva trebuie să le facă. Zi la Daniel să le facă dacă are timp. Să stea acolo să le facă, că trebuie cineva să le facă. Cu bătrânul vorbesc. Nu zice că la 71 de ani bătrânul se poate învârti, deci că e însărcinat. Nu poate face nimic. Spuneți în cum viți bătrânii voștri. Bătrânul nu e problema. Așa. Da, ești așa, te iubesc, sufletul meu. Ești groaică de 7 stele, Ancuța, bună. Unde e copilul la grădiniță? Este superbă. Pentru dermatită seboreică, ce aveți? Șamponul, săpunul și spray-ul cu argint coloidal. Pentru că trebuie să înlăturăm, da? Să închidem porii dilatați ca să nu mai iasă mizeria aia de seboreică. Așa, bună, Ancuța, aveți așa. Chiar că ai părul superb, banca este deși și curat. Bineînțeles, doamna Carla, am un păr superb, sunt fată de cursă lungă. Mă spăl cu săpun cu ăsta, cu acest șampon mă spăl, să știi. Acest șampon este părul, pentru părul uscat și deteriorat. Săracii mei bătrâni sunt ok, se descurcă singur, nu depinde nimeni. Nici ăsta bătrân nu depinde. Are 12 costume, elegant, viață de lux, stăpân, proprietar, forță, hai! Bun, zice bătrânii, continuăm. Am atins obiectivul, vreau alt obiectiv. Să nu uitați că în și-s Roxy, pupici, să știți că în data de 9 februarie împlinesc 40 de ani și vreau să dau 20 de cadouri de la cei ce sunt abonați. Îi iau, îi pun într-un bol și îi trag la sorți. Da? Deci cu sorții. Ce far folosiți la sprâncene? Cum ce far folosiți la sprâncene? Sprâncenele mele, doamnă. Minunat. Ce să facem? Ajungem și noi, gata. Da, la, da. Sprâncenele mele sunt laminate de doamna din Bistrița, care o cheamă Emilia Purcșa. Anca, arată-mi pasta de dinți. Asta este pasta de dinți pentru dinții. Asta e pasta de dinți pentru dinți. E mare pentru dinți. Pentru dinții cu carii, pătați, albește, da? Decolorează, dezinfectează, îmbrânzește gingiile, da? Paradontoza. Cineva. Ia să vedem pe cine mai avem aici. Îmi zice doamna Iulia, păi la nivel național plătești ramburs, la nivel internațional bani în cont. Dacă îmi scrii pe WhatsApp, îți explic. Unde pot găsi inelele pe care le purtați dumneavoastră? De la mine, eu le vând. La mine, eu le vând. Sunt pentru 200.000 de ani, doamnă. Nu trăiești tu, că trăiești inelele astea. Bună ziua, vreau și o pastă de dinți. Vă trimit cu plăcere. Acest inel costă 100 de lei. Este un inel de lux. Salut, sunt japoneze.
Salut, Ana, Iulia. Pentru psoriaze să aveți ceva, săpunul și spray-ul cu argint coloidal. Atât am. 100. Să vedem pe cine mai putem noi invita aici care au, nu știu, pentru un meci. N-avem pe cine. Pentru că eu am cei mai mulți din cei prezenți. Gabriela, mulțumesc de inimioară. Mulțumesc de inimioară. Pupici. Mulți cu sclipici. Pupici cu sclipici. Acum mă uit aici în acest am 43 de mesaje. Priviți aici astea care nu sunt luate. Urmează să reluăm. Să știți că mă ocup de fiecare comandă. Cele ce vor și au nevoie de un catalog, îl trimit cu plăcere. Și acum mă duc în birou ca să pot onora comenzile pentru cele ce au cerut atât un inel, cât un șampon, un săpun, un detergent și așa mai departe. Vi le trimit cu plăcere. Buhimiha, mulțumesc de floare. Ana Maria Ples, pe numărul de pe TikTok. De ce e atât de greu când vă spun că repet de mă doare dințe? Mă dor dințe. Bă, deci chiar... Uite, ăsta e pagina tonic, asta e pagina mea. Și aici e numărul meu și aici e site-ul. Numărul și site-ul, ce nu înțelegeți? E simplu. Vreți să vă cert? Vă dau la cur, curzica. Na, na, na. Imediat mă ocup de mesaje. Orice comandă, doamna Ana Maria Ples, acolo am numărul meu pe TikTok, dar și site-ul Tony Richardson. Ca să știți. Să nu uitați că cei ce sunt la mine abonați, în 9 februarie voi trage la sorți 20 de câștigători din cei ce sunt abonați. Cont de cât de abonați, ca să știți. Oricum un cadou depășește 100 de lei și tu să fii abonat la mine te costă 29 de lei. Deci oricum ești în câștig, oricum ai luat-o. Vă rog, vreau și eu un catalog. Da, doamna Victoria, scrieți-mi pe WhatsApp, domnișoara Cârcu, dați-mi un catalog și ți-l trimit în secunda 2. Așa, ce sfaturi ai pentru o tânără la început de drum spre succes și antreprenoriat? Să nu se culce cu nimeni, să aibă 2, 3, 5, 6 pe o agendă, să nu știe unul de altul, da? Bineînțeles, să meargă tot timpul cu probleme, că îi trebuie Motorola, că îi trebuie Sonic, că îi trebuie Apple, că nu are bani de chirie, că nu știu ce, că nu știu cum. Să acosteze de obicei bărbați căsătoriți, ca să n-aibă probleme și să nu-i facă și atâta tot. Nimeni nu zice să se culce. Numai faptul că vorbești cu un bărbat căsătorit cu o muce de asta, o brastică, trebuie neapărat să deconteze banii. Bani, că doar nu-i cere bani la tine, mă tași la tatăto. Descurcă-te, ca să știi. Asta trebuie să faci. Nimic altceva. Ce trebuie să faci? Aici asta nu înseamnă nici prostituție, nici profit. Ca să știi. Trebuie neapărat ca să taci, discret, să-ți poți termina studiile. Ca să știi, tu aduci la părinții tăi un alta. Nu mai iei la părinții tăi, obraznică. 4-5, îți faci o agendă, după cu studii, școle, caiete, dragi, mături, îți faci o agendă și scrii, George, la ora 4 am întâlnire. Gabriel, la ora 7. La 10, Ionel. Nu știe unul de altul. Și pentru toți ești actiță, vai că nu am. Am nevoie de o geacă, ăla am nevoie de telefon și îți termin studiile, ca să știi. Și ajungi doctoriță 100%. Și ăia vin la ușă. Bună ziua! Așa, succesul înseamnă să le faci bine. La tine toate. Aici o doamnă mă insistă să vin. Doamna Nicoleta, bună ziua! Bună ziua! Vă putem vedea? Da, da, numai că nu sunt... Încerc acum, imediat.
Ce încercați? Să întorc camera. Imediat. Unde doamna Ancuța a pus întorc camera? Bine, doamnă, vă lăsăm să întorceți camera. Stați imediat. N-am înțeles ce se întâmplă. Doamna Anca, poate că vă văd fetele astea, munca nu a omorât pe nimeni. Băi, Marian, n-ai cum să le faci pe tăi la 20 de ani, nimeni nu înțelege nimica, ca să știi. Nici la 25. Pe la 35 ne vine mintea. Până atunci, se nu știu unul dreapta de stânga. Nimeni nu vrea să fie căsătorită, ca să știi. Împlinită. Atât, prin vise. Ca să nu-ți persecuți. Mai bine persecuți pe unul decât să-ți persecuți pe rință. Ca să știi. Continuăm. Vreți să vă schimbați viața în bine? Ascultați-o pe Anca. Anca ești fenomenală. Locuiesc în Germania. Trimiteți, da, trimite oriunde. Șamponul este bun, părul meu este creț. Da, doamnă, cum să nu? E, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Ua. Ia să vedem pe aici. Teador, mulțumesc. Mulțumesc, doamna. Ilinca. Gabriela, mulțumesc de trandafiri. Scoate-o, clar. Așa, Anca, ce să facă? Bărbații din ziua de astăzi nu lucră. Da, doamnă, bărbații din ziua de astăzi nu lucră, bărbații din ziua de azi nu fut, bărbații din ziua de astăzi sunt, cum să spun, obraznici, incisivi, manipulatori, vor mai mult decât noi cerem, ei vor să ne ia locurile în tocuri, da? Le zici una, înțeleg alta, sunt preocupați de imaginea lor și de întâlnirea la pensat, pentru că toți au, dacă nu-s pensați, stăiați aici pe sprânceană, ca să știi. Așa? Și mai ai vezi că doi, trei care zicea, încerc și eu să mă machiez, știi, ca filmul ăla, știi, unul a făcut un tablou și așa, și pe urmă deveni femeie. Așa? Și etică. Da, și bărbații nu lucrează, de asta noi suntem și bărbați și femeie, ca să știi. Femeile nu mai fac copii și bărbații ne iau locul cu grăbire. Cam asta e România anul 2023, dar să știți că nu numai la noi, în toate celelalte țări, să știi. Bărbații sunt mai pe profit ca și femeile. Ca să știi. Când vezi că vorbești cu unul, zice, ce lucrezi? Că-ți vine să-i fuți una direct în dinți. Că oricum îi lipsesc. Că-i sărac. Tu pe ISU are 2-3 aici de vorbit. Când încolo, îi lipsă. Ca să știi. Și în căjutul al doilea drac. Așa. Sunt singură și am 40 de ani, dar sunt realizat așa cum ești tu. Da, doamnă, dacă ai 40 de ani, trebuie să știi că până la cât o să trăiești, o să fii singură, ca să știi. Pe noi nu interesează câți ani ai tu și nici pe nimeni nu interesează câți ani am eu. Trebuie să știi că de acum tu o să stai singură. Cu cât le faci bine așa, le și găsești. N-ai cu cine să împarți pentru că tu le-ai făcut. Ca să vină unul și să pișe pe ce ai tu, să pișe urgent. Și pe tine și pe ce ai tu. Știi de ce? Pentru că bărbatul nu mai vine să stea. Nu mai vine să apere și nu mai vine să cunoască. Ca să știi. Vine ca să vadă dacă poate ciripi ceva și fura. Ca să știi. Pentru operațiile lui estetice. Să schimbe coaiele. Să-și le bage în cur. Poc! Câtă ți la operații. M-am speriat. Am un amic de-a meu din Cluj și unul din Palma de Mallorca, amici de-a mei, care, doctori mari, mari, mari pe glob. Și ce face omul? Zice, manca, eu, femeile nu mai vin la operat. Și cine vine? Bărbață. Păi, omule, tu ești nebun? Anca. Anca. 80% am bărbați care vor să devină femei. Și punct. Ce ai? Atâta tot. Și nu mai știam ce se întâmplă. Atâta tot, domnule. Ai 40 de ani și e singură și eu singură. Și să nu te preocupi că singur o să fii tot timpul până de acum încolo. Știi ceva? Că dacă tu ți l-ai făcut în calitate de femeie, bărbat, pentru că ți l-ai făcut, pentru că ți l-ai aranjat, ți l-ai pregătit și vezi că vine o pistă masculină, normal că e închis dușa la nas, e strâns nasul, trebuie să-și mai operezi o dată. Pentru că nu accepți să devii atât de mică. Înțelegi? Atât de mică. În fața unui nimeni. Balana Lavinia merge la servici. Bravo, bună ziua! Ce să știi, viața e grea. Da, doamne, strigător la cer. Am și murit, da, doamna Roxana, ești femeie mai frumoasă ca mine, dar să știi că toată viața de-a mea o să și singură. Bărbați lui. Salut. Stai cu minte, fată. Nu că ești mai frumoasă sau mai... N-ai nicio șansă, să știi. Ai făcut un copil, trebuie să-i mulțumim la ăla că până la... nu mai putem face copii cu nimeni.
Ca să știi, numai să mergi la senatorii, ăia care oricum se masturbează degeaba, și să faci un copil, ca să că n-ai nicio șansă. Doamne ferește! Ți-o hătat vremurile. Te ador, ce bine le spui, Doamne ajută! Da, te îmbrățești cu drag. Copilul meu îmi zice, mama, ai un pat atât de frumos și de luxos, mama, tu ești o regină. Wow, mama, ce pat frumos ai! Mama, pe cine lăsăm să dormă aici? Păi, copilul zice, pe mama, pe nu sunt, nu, e cine să vină. Și copilul are dreptate. Deci el e de acord, dar nu e cine să vină. Pentru că au văzut că la 5 ani, aproape, cum se mișcă lucrurile. Ca să știi. Așa, când un bărbat te întreabă ce lucrezi, trebuie să știi că ăla te pregătește să te facă sclavă. Și zice, ce lucrezi? Stai cu tatu cu măta? Da? Ai mașină? Da? Deja ai încet, încet, știi, more pula. Deci nu-i să scolei more. Am înțeles, am înțeles. Deci nu sunt bărbați care, din momentul în care te întâlnesc, pun cunoștință în momentul ăla, îi să și scolă pula. Dar când tu îi întâlnești pe ăștia, îi plictisești. Pe ei interesează ce ai tu, cum ai făcut averea. Că ai pentru că pizdele, asta vor să facă, știi? Un bărbat adevărat se preocupă de alte lucruri. Ce zice? Stai un picuț, că dacă femeia asta e avută și e singură și dau timp, eu sunt și proprietar, și femeia, și, adică și soțul unei femei extraordinare și stau toată viața mea bine. Dar pe ei interesează ce lucrez eu anume, ca să vedem dacă ei mă pot sclav, să, mă sclav, să te facă sclavă. Îmi zice, eu dorm cu un cățeluș de pluș la 40 de ani. Doamna Rosalia, și eu am un cățeluș de 40 de ani, i-am tras limba de ea, am rupt-o. Să știi. Ah. Ia să vedem. Bună, Ancuța, am primit inele și Elanca, sunt superbe, mulțumesc. Doamna Ecaterina Cati, trimitem o poză. Pe cum să nu fie superbe, doamnă? Uite aici. În weekend, trimiteți comenzi, doamnă, acum pregătesc comenzile. Luni la prima oră se vor lua. Vineri, sâmbătă, duminică vor fi la două, vor prelua de la mine, mai am încă o oră jumătate, imediat plec. Va prelua de la mine DPD-ul. Și vineri să trimite până în ultima oră. Ilinca, mulțumesc. Am pus aici obiectiv, nu mai am obiectiv. No Drama s-a alăturat, numărul 35 ca abonament. Numai permiteți-mi, doamne, să vedem dacă da, sunteți la mine în listă. Să-mi pun aici 100 de trandafiri de la Moldova, te-aș iubi, dar... Nu 20, 100, încă 100. 100 că nu-i sărăcie. Trebuie tot timpul să-și cer pentru că îi de unde. Îi de unde, Dumnezeule. Reset, fixez. Am fixat trandafirii. Oh, Gabriela, mulțumesc. Citim din mesaje, citim din mesaje. Ce se întâmplă că de câte ori vine la mine nu mi-aduce niciun cadou? Deci tu trebuie să știi, Corina, că nu-ți aduce cadou pentru că nu-l interesează să stea. Vine să fută, așa se zice la mine la țară, să se ducă. Ca să știi. Cel ce vrea să stea, vrea să și cucerească o părticică din tine, pe tine, ușor, treptat și continuu. Un om care iubește, îi rușine să nu vină în fața florii cu o floare. Adică tu ești o floare cu o floare. Și cu timpul, flori, făcând din frumusețea ta o grădină. Un bărbat care iubește toată viața lui va da. Va fi. Și te va îmbrățișa. Pentru că cel ce iubirea se măsoară în cadou, știți de ce? În atitudine, în prezență, în cuvinte. Pentru că femeia e un cadou care te alege și bărbatul tot timpul se va preocupa ca femeia să zâmbească, pentru că dacă un bărbat face o femeie să zâmbească, deja el a cunoscut fiecare locușor din lume prin zâmbetul ei. Un bărbat că nu-ți aduce nimic, ca să știi, o floare, o acadea, o Rafaelă, o jucărie, sau să ai un copil să vină, să te invite la mâncare, să nu aducă un cadou la un copilul tău, n-ai ce să faci acolo. Mai bine te satisfaci tu pe clitoris. Nicio șansă. Trebuie să-ți fie rușine să merg cu unul care vine
și nu s-a duce o ciocolată, o atenție, o bucurie, o floare, și dacă nu are, dă-le dracului, poate nu le are, sau un cuvânt frumos. Nu există. Restul lăsați-mă în amarul meu. Pe mine zgârciți-mă, mă obosesc. Mi-este greață de ei și de mama lor. De șmecheri zgârciți, care le merge nu cu mine. Tu ce crezi că pe mine mă interesează floarea lui, că sunt plină de flori în casă? Dar cum poți tu mie să-mi vorbești de masculinitate dacă tu nu aduci nimica? Că dacă tu mie nu mi-aduci nimica, înseamnă că atunci tata, nici la măta nu-i aduci nimica. Și atunci pentru ce dracu trebuie să eu să mă sclavalizez în viața ta? Să fiu sclavă? Doamne ferește, pentru că cel ce n-aduce, știi ce va face? Va cere. Cel care nu-și dă lui, nu-ți dă nici ție, ca să știi. Înțelegi? Bun. Așa. Bună ziua, vă admir. De ceea ce suntem, regăsesc pentru o comandă. Scoateți un domn, Doru Șomeșan, cu ce te speri pe cap? Cu șamponul cu argint coloidal. Ăsta-i. Acum mă ploua de dimineață, că am ieșit din casă. Îți ploată. Oțet de mere. Doamnă, nu intrați cu așa ceva, doamnă. În România, în 2023, intrați cu căcator. Oțet de mere, coaie. Bună ziua tuturor, bună ziua! Mă duc la birou ca să pot să onorez comenzile, trimit spre voi ceea ce voi ați cerut în mesaj, vă trimit și catalogul în cazul în care mi-l cere, Anca vrea un catalog și ți-l trimit cu plăcere, comenzile vi le voi lua, vi le voi onora și vor pleca spre voi. La nivel național avem ramburs, la nivel internațional banii vor intra în cont. Bună ziua, doamnă, mai știți două mesaje să vedem cine mă mai înjură aici. Atât azi e obosită tot timpul din cauza... Vreau și eu un catalog, te rog. Da, doamna Mirela, scrie-mi pe numărul de pe TikTok, acolo pe TikTok e numărul meu la descrierea pozei și eu îți trimit cu plăcere. Doamna Mops, nu mi-ați răspuns pentru acnee. Doamnă, tot timpul răspund. Pentru acnee, îi nevoie de un săpun cu argint coloidal care să poată închide porii dilatați, grăsimea și să devieze sebumul și spray-ul. Ca să știi. Și eu am avut zona asta foarte grasă, pentru că mi-era deschis porii. Aici partea de la umbră, aici partea asta și aici. Despre ce catalog e vorba? O doamnă mă întreabă. Despre Raipat. Doamnă, cu ce te ocupi? Mă întreabă Marcel Toader. Cu nimica. Nimic. Nimic. Am prins și eu în internet și intru și eu să vorbesc. Cu nimic, doamne. Mi scuza. Doamnă dragă, vă urmăresc cu drag. Ola, domnișoară. Mulțumesc pentru răspuns. Da, doamna Babi. Vând produse cu argint coloidal. Ce mărime este inelul și un tabel de mărimi pentru malete? Un inel costă 100 de lei, mărimile sunt 17, 18, 19, 20, 21. Cât timp trebuie făcut tratamentul pentru ten? De albire? Între 10 și 25 de zile să devii albă, cum te-a făcut mama din burtă. Pentru pet crema de riduri, dimineața și seara. Nu știu, toată viața. Bănuiesc că crema de riduri se dă după 30 ani. Despre părinții care nu-și caută copiii după despărțire, ce ați putea spune? Despre părinții care nu-și caută copiii după despărțire. Păi și tatăl copilului meu nu și-a căutat băiețelul meu. Și știi ce spun azi? Mi se fârfâie. Cred că cel mai bun lucru din viața mea e ăsta. E adevărat că eu nu pot să fiu și tată pentru copilul meu. E adevărat. Dar e adevărat că eu nu pot să-l mint pe copilul meu că tatăl s-o să apară sau că nu știu ce. Copilul meu știe că ăsta e mort în Afganistan. Oricum se vorbește de război. Mama, unde-i tata? În Afganistan. Ah, ok, ok. Deja îi râde la moarte în floci. Dacă apare mâine, zic, o extensie a unui bou întârziat. Deci oricum n-are nicio șansă. Că mă descurc eu cu tot.
Dacă nu-ți cauți copiii, indiferent câte lucruri bune faci, dacă nu-ți cauți sângele tău și copilul, unul se va răzbuna Dumnezeu și pe urmă viața. Ca să știi. Așa că nu-i problemă. Copilul meu are aproape 5 ani. Copilul meu știe ce e tată său, că îi zice lui John Richardson, e tată său. Și uneori zice, mama, tatăl meu în Tenerife e pierdut, is lost, îmi zice, e pierdut. Așa e. Că eu niciodată nu sunt cu minciuni. Eu tot timpul spun adevărul. Dacă spunem adevărul, nu mai avem timp să ne aducem aminte nimic. Adevărul este singurul care nu poate fi omorât. Adevărul. Dacă spui o minciună, și oamenii cred, va fi o minciună. Dacă spui adevărul și oamenii nu cred, va fi mereu adevărul. Așa că adevărul te face foarte tine. Așa, îmi zice cineva, cine e tatăl lui? Tu. You. Femeia este o minune a lumii. Ea dă naștere și viață, nu te prezinți niciodată fără cadou. DJ știe, corect? Niciodată nu te poți prezenta în calitate de bărbat fără cadou. Fără o atenție, fără cum să spun, o bucurie, mai ales să-i trimiți ceea ce ție ți-ar plăcea să primești, pe tu, la rândul tău, înveți. Bun. Bineînțeles că și-l-o dori dacă e pe numele lui, dar nu-i pe numele meu. Ce ai? Eu nu mi l-am mai dorit. Pentru Helen, ci da, SMLXL. Mă duc să vă trimit comenzile, vă pup mult și iubiți-vă mult. Știți de ce? Că dacă voi nu vă iubiți mult, ceilalți toți au treabă. Îmi prind acum părul și pa. Hai, 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 Pa, pa, pa. a venit asta să vedem ce vrei, hai, pa.